Aici, la finalul primului mileniu și începutul celui de-al doilea, nu mai vorbim totuși despre Knezat și Voievodat. Românii de la răsărit de Carpați au fost mai creativi. Regiunea era împărțită în codri. Codri Herței, codri Cosminului, codri Orheiului, le avem împărțite și în câmpuri, câmpului Dragoș, câmpului Vlad, le-am mai împărțit și în ocoale, câmpul lung și Vrancea și țări. Avem țara Șipenițului, țara Brodnicilor și țara Bolohovenilor. După ce aceste formațiuni prestatale de la răsărit de Carpați au văzut eficiența statului în formare de la sud de Carpați și pentru că voiau să exploateze cât mai mult comerțul maritim, decid să găsească o soluție pentru formarea unui singur stat. Practic, pe acolo trecea cel mai important drum de legătură dintre Europa Centrală și statele de ieșire la Marea Neagră. Cumva, nefiind foarte bine organizați la început, s-au trezit că tătarii au pus stăpânire pe Moldova. Și asta destul de repede, în secolul al XIII-lea. Conform unor documente ale Cancelariei Papale, pe la 1332, deja puteam vorbi despre o singură administrație la răsărit de Carpați. Conform tradiției, ca și în cazul țării românești, și Moldova ia naștere dintr-un descălecat, faimosul descălecat al lui Dragoș. Acesta a fost, teoretic, primul descălecat al Moldovei. La vremea aceea, pe tronul maghiar se afla Ludovic de Anjou, fiul lui Carol Robert de Anjou, regele maghiar, care și-a luat marea înfrângere la Posada. Și încercarea lui de a-și apăra teritoriile de tătari, în 1530 face un fel de zonă militarizată, formată din românii de la est de Carpați, dar și oameni din Transilvania în nordul Moldovei. Iar la conducerea acestei linii de apărare este pus Dragoș, voievodul Maramureșului. Această regiune primește denumirea de Moldova Mică și reprezintă, practic, baza formării statului medieval Moldova. Deși Dragoș încearcă o conducere relativ independentă, urmașii săi, Sas și Balc, acceptă suzeranitatea maghiară, fapt ce nemulțumește boierimea moldovenească și duce la înlăturarea urmașilor lui Dragoș de pe tronul Moldovei. La nemulțumirea boierilor se adaugă și dorința unora din Transilvania de a scăpa de sub influența maghiară. Cel de-al doilea descălecat al Moldovei îi aparține lui Bogdan din Cuhea, sau Cuhea. El venea de dincolo de Carpați și s-a alăturat de mersul boierilor români de a scăpa de influența maghiară. Practic, acesta este voievodul care în 1539 îi îndepărtează de la conducere pe urmașii lui Bogdan și preia frâiele Moldovei. Treptat, Bogdan absorbe tot mai multe formațiuni prestatale, iar între 1364 și 1365 pornește cel mai aprig conflict pentru a scăpa de sub suzeranitatea maghiară. Cronica domniei lui Ludovic, scrisă de Ioan de la Târnave, vorbește despre eșecurile pe care regatul maghiar le are în încercarea de a împiedica această formare de stat, iar în timpul domniei lui Lațcu, dintre 1369 și 1337, chiar și papalitatea îl recunoaște pe acesta ca duce al Moldovei și afirmă despre statul în sine ca fiind al națiunilor române, ceea ce și confirmă identitatea de neam. Următorul domn al Moldovei, Petru Mușat sau Petru I, ia decizii importante în privința politicii externe, consolidează și mai bine noul stat. Prin 1387, Petru I depune jurământul de fasalitate față de Vladislav Jagiello, regele Poloniei, asigurând astfel imposibilitatea de a mai intra sub suzeranitatea maghiară. Se certa Polonia cu Ungaria, dacă se întâmplă acest lucru. Tot Petru este și cel care afirmă Moldova ca stat de drept ortodox, creștin, construind la Suceava prima mitropolie între 1386 și 1387. Aceasta ajunge să fie recunoscută la Constantinopol destul de târziu, în 1401, sub Alexandru cel Bun. În scurt timp, Moldova a reușit să-și extindă teritoriul și chiar în vremea lui Roman I, acesta era consemnat drept domn de la munte până la Marea Neagră.